Hai să dăm cu un unboxing! Un unboxing multiplu, să vedem ce a adus moșul canul ăsta, dragilor! Mi-a adus moșul tot ce mi-am dorit, aproape tot ce mi-am dorit! Hai, că le scoatem pe rând și vă arăt, sunt o mulțime de cadouri! Wow! Pentru mine, pentru sufletul meu, pentru că eu mi le-am dorit exact așa! Hai să vi le arăt una câte una! În primul rând, ăsta vreau să vă spun că e un mega parfum! Da? Un parfum care mi l-am dorit foarte tare, are miros de Arabian Leather, deci piele arabească cu oats. Vreau să spun, fraților, când mă dau cu ăsta, pur și simplu mă topesc. E un parfum de mega, mega calitate, chiar moșul mi l-a adus dintr-o parfumerie ce avea Guinness World Records. So, deci beton, beton, fraților, dacă mă dau cu ăsta s-ar putea să închid camera și să mă îndrăgostesc un pic, să vedem cine trece prin zonă. Cum miroase... Mamma mia, number one, number one. De la parfumuri mă refer, number one, că mai am aici cadouri care îmi plac chiar mai mult. Am primit șosete cum îmi plac mie, una albă, una neagră și bineînțeles că sunt din astea pentru campioni. Deci cine m-a dat cadou ciorapii, probabil că se gândește, el e campionul. Doamne ajută, eu să fiu campionul. Am primit și niște chiloți colorați. Deși nu port colorat, acum de Crăciun, pe lângă chiloți, am primit și niște ciorapi pe care i-am pus. Să trăiască moșul Adi! Ăștia îi pun mai la moșule ce tânărești. Când mă cheamă, pac, pac, pac. Înțelegi tu ce vreau să spun, nu? Am mai primit niște chiloți. Ăștia sunt modelul meu favorit și ăștia mi-i plac cel mai mult. Așa că moșul s-a gândit să mai mă ducă și noi. Și bineînțeles, mi-au mai adus un model, deci hai mă, mai încearcă și alții și mi-au adus pe ăștia, tot negri, cum îmi plac mie. Vreau să vă spun că ăștia deja i-am pus, fraților, uite aici. Aici sunt, i-am pus și trebuie să vă spun că se așează, tata, ca-n hamac, deci sunt beton, sunt fain, merită și ăștia. Aici am o chestie care trebuia să vină însoțită cu ceva. Este un adaptor pentru cei care aveți MacBook Air, un adaptor de la USB-C la multiple chestii. Din păcate, MacBook Air-ul a rămas pe drum. Deci, o să ajungă după sărbători, o să umflu ochiul la cine trebuie, că vreau să stau deja să îl butonez. Am mai primit ăsta. Ăsta-i tata, ăsta-i tata. Trebuie să vi-l arăt pe ăsta. Ăsta-i nebunie, mă ajută la magie. Deci încă nu e nici neagruptă tichera, dar urmează. Deci, fraților, vreau să vă spun că ăsta este un inel din ăla super șmecher. Și aia, uite aici, da, este din Arabia Saudită și se poartă pe mâna asta. Deci când am scos mâna asta și am făcut magie cu inelul ăsta, mi-a crescut prețul cu cel puțin 30%, dacă nu 50%. Ăsta e, frate, zesma. Să se vadă toate pozele cum arată. Rumburac! Ha! Ăsta e a meu, tati, rumburac! Și, a piesă de rezistență, avem ce e ăsta? Un Apple Watch. Chiar 8-ul, fraților, să știți că e vorba despre 8-ul. Trebuie să vă spun povestea cu Apple Watch înainte să-l deschid sau în timp ce-l deschid. De mulți ani, de când a apărut Apple Watch, mi-am dorit și eu un ceas din ăsta. Nu că n-aș fi avut posibilitatea să-mi iau, dar un lucru îmi displăcea maxim. Îmi displăcea faptul că stă tot timpul lipit de mână, trebuie să te atingă, oarecum să-ți citească starea. Și mie îmi place să port ceas foarte mult, dar mie îmi plac ceasurile alea care, pac, când îl miști așa, stă pe mână, sus, jos, se mișcă lejer. Ăsta a fost singurul impediment ca să nu-mi cumpăr unul. Apoi, acum de când am început să fiu mult, mult mai activ și odată cu vârsta mai simți nevoia să controlez direct diverse lucruri, am zis, bă, totuși ar trebui să-mi iau unul, să învăț și eu toate chestiile legate de tensiune, toate chestiile legate de calorii și de mișcare. Așa că ăsta este, haideți să vedem cum arată, hai de mine, ia, pac, pac, auzi cum pârie, ca lubenița, când desfaci lubenița nouă, pârie, 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 ia stai, ia uite-l, ia uite-l. Ia, cred că acum trebuie să-l întorc cu burta în jos. Au, cât au cutie pentru... Micuțu, ăsta-i. Păi dacă e așa mic, poți să-l porți și aici, fraților. M-am uit, hop, pac, dar cică nu. Hai să vedem ce mai avem aici. Cei care vreți... Empty? Ceva hârțoage. Stai să vedem ce hârțoage fie aici înăuntru. A, aici te arată cum să-l pui, da, să-l pui bine, să nu-l pui greșit, cică, ia stai să vedem
Pac, 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 open your așa, de aici, op, mi-a dat și limba arabă. Deci vă dați seama de unde este venit, da? De unde a venit moșul cu ăsta. Când noi tocmai am fost plecați în Arabia Saudită pentru un contract de 5 săptămâni, unde am făcut magie în capitala Arabiei Saudită, în Riyadh, și bineînțeles că moșul deja de acolo s-a gândit la mine și a venit cumva într-un bagaj secret până la Timișoara. Asta este, mulțumesc moșule, să rămână, să trăiască moșul și băbuța, că probabil că băbuța a avut bagajul lui moșul secret. Deci aici și că ar fi cablu de încărcare, bănuiesc că deja cam știu cum arată ăsta, e ăla cu pac-pac wireless, da, de încărcare, adică îl pui și se încarcă magnetic sau cum naiba, cum, da, așa, înțelegeți voi ce vreau să zic. Asta e cutiuța și ăsta-i meseriașul micuțu. Pupă-l tata, trebuie să am grijă să-l duc ăsta cât e de mic, poți să-l scap și l-ai înghețit. Dar hai să vedem, sper să nu. Apropo, ăsta trebuie scos din hârtie asta, cred că nu? Ia tati, ieși! Ieși, tăticule! Ah, ia uite! Fraților, cum o să arate ăsta? Uite aici! Ăștia sunt senzorii, da? Care vine aici pe mânuța lui magicianul și zice următorul truc o să fie ăla șmecher care toată lumea urlă wow! Sau, opa, urmează o levitație și magicianul se ridică, stă în aer, se uită ca la, știți voi ce? Are două butoane din câte văd și cred că ăsta e ăla de pornit, ia! Ah, ia uite că a apărut un măr mușcat. Hai, tata, trebuie să-l miști, că să-l pornească. Nu, nu, e vrăjală. Deci, hai, tăticu. Auleu, până se pornește, trebuie să mă uit să văd ce mai fi în cutia asta. Brățărica, brățărica. Opa, când arată ceva. Oh, trebuie să aduc telefonul aproape. Dar acolo e telefonul. Ia uite, când ne vede. Ca în oglindă, ca în oglindă. Deci, o să-i dau sincronizarea după. Stați-mă puțin să vă deschidem și cureaua. Stai că am și o pauză de publicitate. Trebuie să-ți spun că o să mă apuc de vloguri. În anul 2022 am călătorit peste tot în lumea asta. Am fost în Africa, am fost în Dubai, am fost în Arabia Saudită, în Europa, în România, peste tot am fost cu spectacolele. Și tot timpul echipa mea și cunoscuții ziceau, mă, dar de ce nu faceți vloguri, măi? Păi uite, n-am avut timp de vloguri, dar acum echipa mea crește și ne apucăm de vloguri și îți promit că anul viitor o să vezi vloguri de peste tot unde mergem. Mai mult decât atât, o să punem materiale cu locurile în care am fost deja. Și acum că am auzit subscribe-ul, click, hai să ne întoarcem repede la unboxing. Deci asta e curelușa, ia să vedem curelușa. Asta cred că trebuie un pic studiată, că văd că am două din astea. A, stați puțin, una în SM și una este ML. Și numai partea de sus e diferită, deci hai să vedem. Uite, cum o scoatem. Sper să nu mă fac de râs acum să o rup. Auleu, tinere, pe unde se scoate asta? Tinere, tinere, se vede că nu te pricep la tehnologie, tu ești cu magia mai mult, dar nu e o problemă, cred că o scoatem de aici. Hop, uite că am reușit. Deci, ăsta, dar stați puțin să văd, ăsta se pune în partea de sus, da. Ăsta ce că trebuie pus în partea de sus, uite-l aici. Na, că l-am agățat, fraților, ia. Asta e una, hai să vină și cu a doua, să punem SM sau ML. Cred că mă duc pe ML, că totuși, ha? Pac, pac, pac. Ăsta este, ia uite-l, tăticu, e frumos. Ia să vedem cum arată aici, pe mâna lui magiciano. Cred că am greșit. Se pune imers, stai puțin. Ăsta aici și ăsta aici. Hai băiatul, zi cu caloria. Deci, acerca el iPhone del iPhone Watch. Zice să apropii telefonul de, îl vede acolo, dar încă nu-l cunoaște. Urmează să-l setezi. Fraților, vă spun în următorul vlog cât de tare este ceasul sau nu. Dacă cumva nu îl place, o să-l vând ieftin pe OLX. Mi s-a mai întâmplat să-mi cumpăr chestii care nu-mi plac și să le pun pe OLX doar să scap de ele că nu am timp de vânzare. Așa că am două variante. Deși eu cred că o să-mi placă, vreau să mă obișnuiesc cu el așa lipit de mână, că asta este singurul lucru care nu-mi place. Eu la magie am nevoie ca mâna să fie cât mai liberă ca să putem face lucruri wow. Așa că, tinerilor, ce să vă mai spun? Vă pupă tata Lorenzo, magicianul vostru favorit, și nu uitați de subscribe acolo, de subscribe, că urmează niște vloguri extraordinare cu magia făcută în Africa, cu magia făcută în Arabia Saudită. În Arabia Saudită am strâns
30 de milioane de vizualizări în 2 săptămâni la o levitație care o făceam în plină vedere pe stradă pentru toți vizitatorii parcului de la Boulevard World. Așa că dacă vrei să vezi succesul imens pe care l-am avut în Arabia Saudită și urmează să ne întoarcem în Arabia Saudită, așa că dă-i acolo subscribe și hai să vedeți magia care urmează. Scrieți-mi în comentarii ce cadou wow ați primit voi, dacă v-a îndeplinit moșul dorințele, dacă nu. Dacă nu v-a îndeplinit moșul dorințele, întrebați-mă cum să faceți magia ca anul viitor moșul să vă îndeplinească exact dorința pe care o aveți. Și de ce nu, până atunci rămânem cu șosete colorate, chiar dacă mie nu-mi plac așa de mult hainele colorate. Dar pentru prietenul meu Adi am rămas pe culori. Hai să vedem, v-am pupat! Era să uit de ceva, nu se poate, nu se poate. Cum să uit de ăștia, fraților? Cum să uit de ăștia? Ia uite, ești ce scule. Exact. Cei care nu știți încă, tata Lorenzo, încă din anul 2003, poartă tot timpul un papuc alb și unul negru. Așa că moșul mi-a mai adus încă o pereche. De data asta mi-a adus și culori. O fi vreun semn, am primit ciorapi colorați, am primit kiloți boxer colorați, am primit și Adidas și cu puține culori. O fi vreun semn că întineresc, poate, ar fi tare, ha, 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 să întineresc. Adevărul că sunt foarte drăguți. Hai că-i și punem, stai, că-i pune, tata. Yo! Ia uite-l, ăsta e unul, ia uite aici. Oh! Poate vrem bradul? Hai că arată blană, nu poți să zici că nu arată blană. Mulțumesc, moșu, m-ai nimerit și cu Adidas și cu parfumul. Cu inelul nu mai zic, cu inelul e nebunie. Cu chiloții extraordinar, păcat că nu-i vede decât nevastă mea, deci eu sunt pro-familia, așa că aș ierta și altora că sunt fain, dar este doar pentru nevastă mea. Ceasul e blană, o să știe nevastă mea tot timpul unde sunt, deci na, asta e, așa frumos, o să știe, așa că v-am